Elevii vin în ajutorul câinilor fără stăpân. Clasele a noua ale liceului Lucian Blaga au pregătit dulciuri cu scopul de a le vinde. Proiectul a luat naștere în urma unui concurs prin programul Youth Bank și se referă la strângerea de fonduri pentru extinderea adăpostului pentru câinii comunitari din zona Reghin, administrat de Fundația Fiducia. Școala noastră se ocupă de un proiect care a luat naștere în urma unui concurs susținut de către Youth Bank și coordonat de Fundația Comunitară Târgu Mureș. Proiectul nostru inițial se bazează pe extinderea adăpostului de câini din cadrul Fundației Fiducia, de îmbunătățirea locului și a condițiilor pentru animale și, într-un fel, noi dorim ca să educăm comunitatea noastră și să le explicăm ce se întâmplă cu câinii, de ce sunt foarte mulți câini vagabonzi. Elevii vor să fie un exemplu pentru ceilalți copii și să educe comunitatea în spiritul civic. Elevii de la Liceul Lucian Blaga au încercat să ajute Fundația Fiducia prin strângere de fonduri care se desfășoară astăzi la liceul nostru. Am făcut o vânzare de prăjituri, așteptăm toți tinerii de la noi de la liceu și profesorii. Avem tot felul, avem clătite, prăjituri, sucuri, orice. Și tinerii au fost foarte cooperativi, au adus ei de la ei de toate și acum așteptăm să vedem ce va urma. Tinerii au aranjat totul ca într-o cofetărie și au așteptat ca profesorii și colegii lor să vină și să cumpere bunătățile pregătite. Pentru a fi cât mai atrăgător aranjate, liceenii au adus și băutură coritoare pe care le-au servit așa zișilor clienți, iar sortimentele de prăjituri au fost dintre cele mai variate. Astăzi am organizat un târg cu vânzare de dulciuri, de prăjituri în general, pregătite de elevii școlii noastre, în special de cei mai mici, de cei noi, clasele de-a noua, pentru a strânge fonduri pentru a finanța un proiect. Păi așteptăm să se termine vânzarea și după aceea o să numărăm banii pe care i-am strâns. Prin acest târg de prăjituri, elevii liceului Lucian Blaga vor să transmită un mesaj tuturor tinerilor că pot influența viitorul și îi pot face și pe alții să le urmeze exemplul. Totodată pot să dea dovadă de responsabilitate și iubire față de animale.